La ziua de marți, când la opera a avut loc în foaier, premieră cu opera în concert, fiecare cineva de Donizetti. Au cântat Raela Stanciu în rolul Marie, Robert Mughi Tomă, Adrian Alexandru, Marisa de Berkenfeld și Radu Pintilie Filpis. Un variant... foarte bune, știința de a cânta bel canto, ci și posibilitatea de a rezolva agilitățile și ritmul, mai ales în registrul acut și peste toate astea joc pe scenă. $30,000, premiul al doilea $20,000, premiul $30,000, fiecare pentru coșul masculin și...
Acestea vor fi ascultate și judecate de către un jurat care va selecta 40 de concurenți. Aceștia vor intra în competiția directă de la Quebec în septembrie. De asemenea, lucrul foarte important va fi început să selecționați încă 10 extra concurenți, care vor pleca și ei la Quebec pentru a fi rezervă în caz că cineva din cei 40 va fi disponibil. La 18-19 septembrie va avea loc audiția preliminară cu Chilea, unde se vor prezenta cei 40, dar vor rămâne 20 de concurenți. În 22 septembrie, semifinala, din care din cei 20 de concurenți vor rămâne 10 și 24 septembrie, finala concursului cu operarea de fostă și premianță. Pentru cei interesați, mai este vorba așadar la 15 martie nu uitați, bine, care se încheie selecția preliminară a concursului Operalia. Nu vreau să mai insistăm prea mult asupra ce înseamnă să fie premiată Operalia, dar unde trebuie un bani, inițial, în transport, dar mai important este susținerea lui Plasă de Domingo, tot ce înseamnă cariera tânărului respectiv, implicarea sa directă și recomandări către teatre și joc impresat, adică proți deschise de Plasă de Domingo. Pentru că câștigătorul ediției 2007 nu am văzut să fie împăcat în nici Nu am văzut să-l văd pe nimeni, dar am văzut că el a fost un bărbat care 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 a fost un bărbat care